Ce se întâmplă când te uiți la filme porno? Cât de mare e fenomenul și ce efecte dezastruoase provoacă? Astăzi vreau să fac un video mai complex, așa că te rog să rămâi până la capăt ca să afli cât de dăunătoare sunt efectele pe termen lung. Indiferent de vârsta pe care o ai, trebuie să vezi asta până la capăt. Un subiect foarte puțin abordat în zilele noastre, din păcate, și care este de fapt o problemă foarte des întâlnită, începând de la tineri, adolescenți și terminând cu adulții. De ce nu vorbește nimeni despre treaba asta, care de altfel este principala problemă în societate, pentru care se ajunge la o grămadă de probleme, cum ar fi depresie, stimă de sine scăzută, certuri, despărțiri, lipsa motivației, eșec, relații interumane dezastruoase și lista poate continua. Îți vorbesc din perspectiva unui om care a trecut printr-un episod de genul. Dar știi care e culmea? Că paradoxal peste 95% dintre oameni au problema asta. De ce? Pentru că e la îndemână și o poți accesa oricând, cu efort zero, cu implicații emoționale zero, pentru că ne-au făcut să credem că e ok să faci asta. Pentru că nu ni s-a explicat niciodată cât de grave sunt efectele negative ale pornografiei și ce schimbări severe și majore se produc în creierul și în viața noastră când consumăm filme porno. Și da, există foarte multe persoane care în acest moment sunt dependente de pornografie. Marea noastră majoritate cădem în capcana asta și eu am căzut. Și mari oameni care au recunoscut asta public, precum Terry Crews din reclamele Old Spice. My dirty little secret was that I was addicted to pornography. Kanye West. Playboy was my gateway into full-on pornography addiction. Russell Brand. I was obsessed with porn when I was a teenager. Și mulți alții au avut aceeași problemă și vorbesc deschis despre ea pe online, pentru că real este o mare, mare problemă în toată lumea. Să mergem mai departe, vreau mai întâi să-ți dau niște date statistice despre pornografie ca să înțelegi cât de mare este fenomenul la nivel global. În România există între 50 și 100 de milioane de căutări lunare pe Google pentru cuvintele filme porno și filme XXX, fără să pun la socoteală site-uri pe care oamenii intră direct în marea majoritate a timpului. În lume, industria porno este de peste 100 de miliarde de dolari anual, aproximativ cât industria Hollywood. În perioada pandemiei, consumul de pornografie a crescut cu peste 20%. Vârsta medie, din păcate, la care un copil ia contact cu filmele porno este de 11 ani. Peste 90% dintre tineri și adolescenți afirmă că niciodată nu s-a discutat cu ei despre filmele pentru adulți și ce implicații severe au. Peste 80% dintre adulți afirmă că nu au știut realele implicații ale consumului de filme porno și nu știu cum să scape de ele. Peste 93% dintre băieți și bărbați se uită la filme porno, peste 62% dintre femei se uită la porno. Peste 80% dintre cei care consumă porno regulat nu se gândesc să-și întemeieze, din păcate, o familie. Și lista evident că poate continua cu astfel de statistici. Care este de fapt pericolul real? Faptul că ești manipulat, pentru că tu să-ți pierzi încrederea în tine, să-ți pierzi motivația, stima, determinarea, iubirea, sentimentul, ca într-un final să ajungi dependent de acea senzație de plăcere temporară ca să poți fi ușor manipulat. Da, azi îmi doresc să înțelegi exact ce se întâmplă în creierul tău când vine vorba despre pornografie și cum te afectează ea de fapt. Dar ca să înțelegi lucrurile mai în profunzime, o să-ți fac o mică introducere în zona de neuroștiință, ca să înțelegi anumite aspecte și ce accesează la nivel subtil consumul de filme porno și de unde vine problema asta. Două aspecte sunt foarte, foarte importante aici. Sistemul limbic și cortexul prefrontal. Sistemul limbic este responsabil cu supraviețuirea și operează în doi termeni: fuga de durere și caută plăcerea. Este acea zonă mai emoțională, să zicem creierul emoțional. Cortexul prefrontal este acea parte din fața creierului care se dezvoltă complet după vârsta de 25 de ani și care este responsabilă pentru motivație, determinare, perseverență, putere de decizie, voință și așa mai departe. Este partea rațională din toate povestea, creierul rațional, dacă vreți să-l numim așa. Dar după cum ai văzut mai sus, se dezvoltă complet după 25 de ani, ceea ce înseamnă că până în 25 de ani este mai ușor de influențat de zona emoțională. Bun, până aici cred că e destul de simplu și destul de clar. Hai să revenim puțin la sistemul limbic, adică la creierul emoțional, care, după cum vă ziceam, operează în doi termeni: fuga de durere și căutarea plăcerii. Cu toții am auzit de hormonul dopamină, măcar o singură dată în viață. Substanța asta este principalul motiv pentru care sistemul limbic caută plăcerea și vrea să evite durerea. Ei bine, în momentul în care sistemul limbic, adică creierul emoțional, detectează ceva ce are legătură cu senzația de singurătate, stres, plictiseală, frustrare, traume psihice, vină, rușine, anxietate, depresie, va căuta automat să facă ceva ca să fugă de durere și să caute plăcerea. Iar creierul este tentat să ia varianta cea mai scurtă și cea mai rapidă și care provoacă rezultate imediate. De asta alege pornografia, pentru că e la îndemână. Există varietate, nu implică niciun efort, este rapid, iar orgasmul implică niște eliberări foarte, foarte mari de dopamină. În perioada în care aveam problema asta, am stat și m-am gândit foarte mult timp de unde am aceste apucături, de ce îmi vine să fac asta. După care am înțeles și m-am analizat în profunzime și am început să caut. În momentul în care mă simțeam singur sau plictisit sau în momentul în care aveam ceva greu de făcut, când eram stresat de cele mai multe ori, creierul meu identifica acel moment ca fiind durere și voia să merg automat spre plăcere, voia să fug de durere. Acum că ai înțeles de unde pornește tot acest instinct, să-ți explic și cum poate fi el blocat. Ei bine, cortexul prefrontal, adică creierul nostru rațional, este șeful, este partea rațională și partea care trebuie să intervină în ecuație ca tu să te poți stăpâni și să scapi de problema asta. Acum că ai înțeles din punct de vedere neuroștiințific, pe scurt, despre ce e vorba, hai să-ți explic ce probleme enorme cauzează consumul de filme porno pe o perioadă mai lungă de 3 luni. 1. Distorsionează realitatea. Creierul tău nu face diferența între sex real și vizionarea de filme porno. De asta realitatea ta va fi distorsionată când vine vorba despre femei. Dopamina se va elibera doar la un anume gen de femeie și este foarte posibil ca partenerele și femeile din viața reală să nu te mai satisfacă, tocmai pentru că nu coincid cu ce știe deja creierul, iar dopamina nu se mai produce, nu se mai eliberează și tu ești nesatisfăcut și frustrat. 2. Probleme cu erecția. Mai pe scurt, nu ți se mai scoală așa cum trebuie. De ce? Din același motiv, creierul tău este învățat să aibă erecție și să se excite doar la un anume tip de femeie și la anumite imagini, iar când ajungi cu o femeie normală în pat, involuntar nu coincide cu ce vizionezi tu. Treaba asta este foarte des întâlnită și sunt foarte mulți bărbați care cred că au o problemă fiziologică, dar de fapt problema lor este de natură psihică-mentală. 3. Te face insensibil. Majoritatea filmelor porno promovează un tip de sex animalic, care nu este bazat deloc pe sentiment. Vor să te ducă doar în sfera de plăcere, fără emoție, lucru care este total greșit. Noi suntem ființe emoționale, avem nevoie de sentimente. Filmele porno dezumanizează și îți reduc iubirea doar la stadiul de plăcere trupească animalică, lucru care te va face să-ți fie din ce în ce mai greu să ai relații de lungă durată și relații adevărate bazate pe sentimente de iubire reale. Iar astea în timp duc la depresie, la singurătate, la anxietate, la lipsa stimei de sine și evident că aici lista e lungă. 4. Te face să te simți inferior și să nu ai încredere în tine. În momentul în care vezi tot ce se întâmplă acolo, fie că ești fată, fie că ești băiat, te vei compara involuntar și vei căpăta un sentiment de inferioritate, pentru că tu nu te ridici la performanțele de acolo și nici la dotările de acolo și te gândești că atunci când vei avea o parteneră sau un partener, tu nu vei putea face ce se întâmplă în filmele alea. Mintea ta va lua acele imagini ca pe un etalon al performanței în pat. Că vrem sau că nu vrem să credem, filmele porno, din păcate, sunt singura noastră formă de educație sexuală și singurul etalon care există. 5. Lipsa energiei. Aspectul ăsta este unul foarte, foarte important, pe care dacă îl înțelegi, îți va schimba viața și percepția pentru totdeauna. Este atât de important încât aș face un episod doar despre treaba asta. Băieți, înțelegeți că energia voastră creatoare este aceeași cu energia sexuală. În momentul în care tu îți dai drumul peste tot, iar ejacularea ta este de natură animalică, fie că este la un film porno, fie că este cu o parteneră, tu pierzi din forță, din masculinitate, din determinare, din capacitatea ta de a te concentra, din natura ta divină pierzi. Asta nu înseamnă evident că nu trebuie să mai faci sex, din contră, trebuie să faci și poți să faci cât vrei tu. Este foarte important să fie implicat sentimentul, emoția, iubirea, altfel în loc să te încarci, te vei descărca de toată energia pe care o ai, de toată energia ta vitală. Și da, marile eșecuri în viață pornesc de la natura noastră sexuală și de la programarea pe care ei ne-au făcut-o prin pornografie. Dumnezeu a lăsat în noi o natură divină, iar pornografia nu are absolut nicio legătură cu intenția și direcția divină pentru care a fost lăsată dragostea și apropierea intimă între două persoane. Fenomenul este atât de mare și se vorbește, din păcate, atât de puțin despre el. Știu că sunt foarte multe persoane care în acest moment au probleme cu această dependență. Primesc mii de mesaje despre acest subiect și până acum am reușit să ajut peste 1000 de oameni să scape de această dependență și de aceea m-am gândit cum să fac să ajut cât mai mulți oameni să scape de problema asta pe care la un moment dat și eu am avut-o. Am creat un e-book care te va ajuta garantat să scapi de problema filmelor porno pentru totdeauna, fără să te chinui și fără să devii frustrat de proces. Am documentat fiecare pas și este strategia pe care am folosit-o și eu și alte sute de oameni. Este momentul să scapi de problema asta, chiar dacă este frecventă, chiar dacă este ocazională, nu te mai minți singur, chiar dacă e ocazională, este o problemă. Și trebuie să-ți dai seama câte minusuri aduce în viața ta. Ia cea mai bună decizie și schimbă ceva, fii acel om de care să fii mândru, fii acel om care realizează lucruri în viață, indiferent de vârsta pe care o ai. Cu cât conștientizezi mai repede capcana, cu atât te poți vindeca mai ușor. Cu cât trece mai mult timp, cu atât îți va fi din ce în ce mai greu să scapi de problema asta. Găsești mai jos toate detaliile despre e-book și aștept să-mi scrii în privat dacă ai orice altă problemă și o discutăm împreună. Eu sunt Radu Constantin, iar până data viitoare, nu uita că ești o persoană extraordinară.